Consilierii locali au fost convocați de îndată pentru a aproba un excedent bugetar al primăriei Giurgiu pe anul 2015. Este vorba despre 45.000 de lei, bani încasați la sfârșitul anului trecut și care nu au mai putut fi cheltuiți. În proiectul de hotărâre se arată că banii se vor duce către trei capitole: infrastructură, energie termică și protecția mediului. Sumele nu au fost prezentate de falcat pentru ca toată lumea să știe exact unde se vor duce acești bani și nici măcar primarul nu a putut da un răspuns, interpelat de consilierul Florian Velicu. Nu i-am întrebat dacă există deja de falcată fiecare sumă pentru fiecare plată care se poate. Nu. Adică e în funcție de priorități și care sunt prioritățile? Vă voi comunica la următoarea ședință de Consiliul Local. După ce se încălcăiește suma sau? Automat, că e dreptul municipalității, dreptul executiv. Domnul consilier. Domnul consilier, este dreptul consilier. Lăsați-mă să vorbesc, domnul. Hai, vorbiți, bun. Este dreptul legislativului a Consiliului Local să întrebe unde se duc sumele care sunt supuse atenției și aprobării tot Consiliului Local. Dreptul mare de nu faceți altceva decât să puneți în aplicare hotărârile date de Consiliul Local. Așadar, un răspuns clar cu privire la cheltuirea sumei de 45.000 de lei vom afla abia în viitoarea ședință de Consiliu, cel mai probabil după ce banii au fost deja cheltuiți.